Salutare pariori! Pentru ziua de luni, colegii mei de pe site-ul biletul-zilei.com au pregătit 3 pronosticuri. Haideți să le vedem! Grorud Mjøndalen. Johnny spune că ambele echipe sunt implicate cu regularitate în meciuri cu multe modificări pe tabela de marcaj. În plus, la ultima întâlnire directă, cele două echipe au produs un real spectacol, marcându-se numai puțin de 7 goluri. Astfel, tipsterul nostru propune pariul de peste 2,5 goluri. Botoșani Chindia. Radu Oprea crede că vom avea parte de un meci în care cele două echipe vor fi lipsite de ritm și astfel să nu putem vedea foarte multe faze de poartă. În sezonul precedent, Chindia a fost implicată în foarte multe meciuri cu goluri puține, așa că tipsterul nostru alege pariul pe sub 2,5 goluri. Dortmund-Valencia. Ținând cont că este un meci amical, tipsterul BMG crede că vom vedea foarte multe modificări pe tabela de marcaj. Se vor întâlni două echipe care au la dispoziție foarte mulți jucători de calitate pe faza de atac, așa că tipsterul nostru alege pariul pe cel puțin 3 goluri marcate. Pentru mai multe ponturi, vă invit să accesați site-ul biletul-zilei.com, iar dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul nostru.